Am scris câteva gânduri pe foaie. Lucian m a venit puțin mai târziu. Nu cred că a tras cu ochiul la ce am scris eu aici. Nu e o formă de plagiat. E un spirit comun care există în această sală și mă bucur că este așa. Doamna președintă Alina Gorghiu, domnule președinte Grosu, domnule prim-ministru Adrian Stase, domnule prim-ministru Iurie Leancă, Dragă Titus, dragă Beni, Titus și Beni sunt în partide diferite, nu să nu ne facem griji. Dragi invitați, fraților, în urmă cu câțiva ani am fost invitat la o slujbă, la o biserică penticostală. Nu fusesem niciodată și am acceptat cu mare plăcere această invitație. La finalul slujbei am fost invitat să spun câteva cuvinte. Și am intrat puțin în panică pentru că nu eram pregătit pentru asemenea intervenție, nu fusesem niciodată, nu știam ce să spun celor care se aflau la a, slujbă. Și l-am întrebat pe pastorul care mă invitase, frate Ioan, și eu ce fac acum? Nu-ți face probleme, o să aibă Dumnezeu grijă. Și așa a fost. A avut Dumnezeu grijă și am reușit să spun din suflet câteva cuvinte care să ajungă până la urmă la inimile acelor oameni. Când Titus m-a invitat să vin la acest eveniment, gândul mi-a fugit la acea zi, iar apoi la moarte. Pentru că în ultima săptămână, Doamne foarte dragi mi au plecat dintre noi, m-am gândit să spun câteva cuvinte despre moarte. Unul dintre colegii mei astăzi m-a auzit și a zis eu n-aș vorbi despre moarte la asemenea mă, eveniment. Eu aș vorbi despre viață. Stimați invitați fraților, până la urmă despre viață trebuie să vorbim, despre bucuria acestei vieți și despre mântuire. Îmi arată colegul meu uh, mâna și zice uite-te aici, ai un semn, un M. Știi ce înseamnă? Nu știu, îi spun în prima fază, dar aveam un gând. Îmi spune Memento Mori. Eu am gândit la altceva, îi spune. Eu m-am gândit la mântuire. Cred că despre mântuire este vorba până la urmă. Fiecare creștin din această sală, sunt convins că a simțit că trece dincolo atunci când a auzit uh, cântând Hristos a înviat din morți cu moartea pre Marte călcând. Am asistat la o slujbă de mormântare acum câțiva ani de zile a unui preot și erau zeci de preoți în biserică care cântau Hristos a înviat cu moartea pre Marte călcând. Veți tremura pur și simplu carnea pe tine fiind acolo. A fost cumva darul către noi să înțelegem că, până la urmă, viața învinge. În această sală sunt oameni care au responsabilități pentru această, pentru această țară. Cred că Dumnezeu, până la urmă, care și-a sacrificat Fiul pentru mântuirea omenii a dat fiecăruia dintre noi o misiune. Aceea de a da o speranță, nu iluzii poporului nostru. Aceea de a fi în slujba poporului nostru. Dumnezeu să vă lumineze calea în slujba poporului și sufletele. Vă mulțumesc!